Bun găsit, dragi prieteni, la 5 minute de sport altfel. Știți cum se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte, așa că este extrem de greu pentru cineva să încerce să descrie o imagine. Dar, haideți să mergem puțin în 2008. Nu e chiar atât de... Avem un cichitin, așa cum zic eu, un copilaș, chiar nu mai e chiar cichitin, un tinerel la 15 primăveri, echipat în combinezon tot, pare că e șmecher mare de tot, la început, dar șmecher pentru vârsta lui, la chestiile astea pe două roți, denumite motociclete, adică este un pilot în devenire. Și pe vremea aceea, că și noi ne-am mai jucat, te jucai cu mașinuțelele. Acum, aia apăruseră, dacă citesc prost, dacă nu pronunț ca lumea ăsta Scalextric, vă rog să mă scuzați, că sunt jucărelele alea de merg, mașinuțele sunt întreg două și de asemenea niște mașinuțe din alea din fier foarte mișto și jocuri pe calculator. Deci o întreagă din asta pe mașini, Scalextric. Nu cunosc, n-am jucat pe partea mea, n-aș vrea să mă dau specialist, dar nu despre asta este vorba. Băiețelul ăsta, tinerelul ăsta de 15 ani, care atenție a început să urce pe și merge deja cu motocicleta în circuit. Suntem la Montmelo, am spus, nu, 2008, circuitul de la Montmelo, în Franța, în Spania, în Catalunia. Și acolo băiatul ăsta umblă cu niște mașinuțe din alea, nu în buzunar, umblă după el. De ce? Ca să meargă la Valentino Rossi, la pilotul șmecher care deja fusese campion mondial, să-l roage să-i dea și lui niște semnături. Rossi declarând la viața dumnealui că a jucat și el joculețele astea Scalextric și că știe despre ce este vorba. Și atunci un ziarist de acolo îl ia pe ăsta micu pe Marc Marquez, pe numele lui Marquez, vină mă încoace un picuț, mă, tu ai vrea să mergi la Valentino Rossi și să-ți facă la... să-ți pună o semnătură pe asta și stai și tu de vă, ce întrebare e asta, na, pe bun. Și merg acolo la boxe. Țâc, 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 se face poza. Un Valentino Rossi undeva la 29 de primăveri și un ciavalito lângă el așa mai micuț, care este Marc Marquez, la 15 primăveri. Dialogul pot să-l reproducă, l-am citit, de ăsta, ce faci, cum te simți, bine, bine, și la un moment dat Rossi, il dottore, îi spune, bă, te tratează ăștia bine la echipa la care ești? Si, bă, sigur, da, pentru că eu sunt șef, zice el, mai în glumă, mai în serios, peste tot ce înseamnă chestia asta cu motociclete, și atunci o să intervin să te trateze cum trebuie. Și fac poza aia, poza aia rămâne frumos undeva acolo, 2008, Montmelo. Și apoi, iubitorii sportului cu motor știu că bă, ce frumos, ia uite mă, deci vezi ca la echipele de club, de sporturile astea de echipă, în care unul mai bătrân îl ia de gât pe ăla mai mic și îl ajută, îl ia sub aripă, îl crește, îl are 15 ani, tu ai 29-30, jumătate din vârsta ta, tu gata, te gândești deja la retragere, ai fost campion mondial, ajută-l și pe copilul ăsta. Mamă, ce frumos, lacrimile ne invadează, ne curg pe barbă și umflă parchetul în timp ce cad pe podea. Bun! Dar ne aducem aminte apoi de ce s-a întâmplat la Sepang în 2015, unde Valentino Rossi debutase prin 1996. Țineți minte, șicana aia dintre ei doi, băiatul ăsta, Marc Marquez, este pe partea stângă, cum privim noi din spate, nu din față, din spate, dacă să privim frumos. Hop, să pleacă, ăsta cum îl cheamă și nentu Valentino Rossi, e și el un pic lăsat așa, ăla era hop, să șicanează, să ating capul lui, atinge rodia, genunchiul lui, Nentu Marc Marquez pică și ăsta se duce în continuare și câștigă. Nu se termină treaba acolo, în Argentina undeva prin 2018, ăsta nebunul n-are ce face Marc Marquez și trece pe la boxe cu viteză, iar vine ăsta și atâta e pomelnicul. E un nenorocit care face numai năzbâtii, ăsta nu e sport, el ne pune viața în pericol, bla bla bla. Îl ceartă din nou Valentino Rossi. Ceea ce vreau să vă spun este că despre viața și despre cariera lui Valentino Rossi găsiți orice pe internet. N-are rost să vă umplu eu. Ideea este că Il Dottore s-a retras, numărul 46, nu mai este pe circuit la 42 de primăveri, 400 și vreo 32 de curse, dacă nu mă înșel. De 9 ori, mamă, nenicule, de 9 ori campion mondial, dintre care 7 titluri chiar contează cu adevărat. Da, Il Dottore, fan al celor de la Inter Milano, 35.000 de oameni au fost ca să-l vadă acolo cum s-a retras. Rămâne însă această fotografie cu el la 30, aproape 30 de primăveri și cu Marc Marquez la 15, cel care avea să-i devină, nu competitor, super competitor și cu care avea să aibă niște frecușuri la viața dumnealui, dar ceea ce contează este că am putut fi contemporan cu un astfel de sportiv, pentru că contează și Marquez și Il Dottore Rossi și ar trebui să fim bucuroși de treaba asta. Corect, nu mai este, nu s-a întâmplat nimic cu dumnealui, doar că s-a retras și a iubit atât de mult sporturile cu motor, încât a spus Nentu Rossi, din prima zi în care m-am retras, am început să regret. Il Dottore, și noi te regretăm. Grazie, bye!